La St. George's Bay, de câțiva ani buni, pasiunea unui profesionist al artelor plastice, Maxim Dumitraș, face ca în fiecare vară pictori și sculptori să se reunească pentru a participa la o tabără de creație plastică, intitulată Art. Art 96 a reunit la St. George's Bay 12 nume cunoscute, unele celebre chiar, din pictura contemporană românească. Sunt nume notorii în arta plastică românească. Este o mare bucurie că toți acești artiști mă ajută. De fapt, sunt prietenii mei care oarecum vin la St. George's și pe prietenia noastră. Pentru că prea multe fonduri bănești nu am și este foarte important să fim o familie și să ne ajutăm în acest demers. St. George's Bay tinde astfel să se transforme într-o stare de spirit. Locul, oamenii, prieteniile și apoi amintirile, de ce nu, recheamă. Simpozioanele sunt un prilej de a discuta, de a te cunoaște mai bine cu ceilalți. Așa ca într-o familie, ca într-o mare familie. Apoi, locul este minunat. S-a vorbit și despre locul artistului în societatea contemporană? Normal. Tot timpul este unul din subiectele de care se discută între noi. Asta nu înseamnă că el se epuizează aici. Dar cred că cu o, cu o astfel de stare, pentru că despre stare e vorba, în care un grup de oameni creează ceva coerent, se poate demonstra o dată mai mult concluzia la care ajungem de fiecare dată apropo de locul artistului. De cum se împacă organizatorul cu artistul plastic? Deci oarecum compensează toată această problemă, pentru că o lună pe an mă întâlnesc cu confrații, cu artiștii plastici din țară. Condițiile sunt destul de dificile, dar cu prietenii, cu sponsorii care mă ajută foarte mult, reușim să facem aceste simpozioane de artă plastică la St. George's Bay. Ai timp să și creezi? Da, desigur. Ideile sunt foarte clare și printre mă descurc. Fie în încăperile netencuite ale viitorului muzeu de artă comparată din St. George's Bay, fie în atelierele ad hoc stabilite la penultimul etaj al hotelului care i-a găzduit, demersul artistic al participanților la simpozionul Art 96 a avut loc. Ăsta e un prilej foarte important de comparare, pentru că cunoașterea este dimensiunea spre care aspirăm în setea noastră de perfecționare a conceptelor, a viziunii artistice. Ion Sălișteanu la vernisajul expoziției celor 12 maestri participanți la Art 96. Spațiul de expunere l-a oferit Galeria Urma, deschisă de curând unde credeți, la etajul întâi al complexului balneoclimateric Someșul din St. George's Bay. Această acțiune a făcut mai interesant hotelul pe care îl conduc, că a oferit turiștilor care vin să se recreeze sau să facă o cură de tratament un plus de atractivitate. Cu toată bunăvoința sponsorilor însă, tranziția se amestecă în treburile artistului plastic. Inevitabil, inevitabil, sigur. E o perioadă proastă, aș zice eu, pentru omul de artă. Pentru că nu sunt încă, n-am ajuns încă la, știu eu, o societate care are și care dovedește lucrul ăsta, care are nevoie de creator.
Asta se poate înțelege văzând nu mai departe decât starea în care se află însăși clădirea Muzeului de Artă Comparată din St. George Bay, a cărei renovare este întreruptă ca urmare a lipsei de fonduri. Se speră că la anul reparațiile se vor relua. Tradiția taberelor de creație plastică la St. George Bay însă merge înainte.